Administrația județeană a finanțelor publice să lași reamintește că societățile comerciale au obligația de a întocmi și de pune situațiile financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar. Astfel, ultima zi stabilită prin ordinul Ministrului Finanțelor Publice în vederea depunerii bilanțului pentru anul 2013 este vineri, 30 mai 2014. Modalitatea de depunere a situațiilor financiare este prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau la ghișeul unităților fiscale la care sunt arondați operatorii economici. În cazul depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță pentru contribuabili care dețin certificat digital, situațiile financiare anual și raportările contabile se depun în format PDF cu fișier atașat. În cazul depunerii la ghișeu, situațiile financiare anuale și raportările contabile se depun în format PDF pe suport CD însoțite de rezumatul declarației listat și ștampilat. Nedepunerea în termenul legal a situațiilor financiare anuale și raportărilor contabile se sancționează conform legislației în vigoare.